Bine ați venit! În clipul de astăzi vom discuta despre clasificarea fracțiilor ordinare. Se consideră fracția ordinară A supra B cu B diferit de 0. Dacă numărătorul este mai mic decât numitorul, atunci fracția A supra B este subunitară. Dacă numărătorul este egal cu numitorul, atunci fracția A supra B este echiunitară, iar dacă numărătorul este mai mare decât numitorul, fracția A supra B este supraunitară. Haideți acum să pregătim un preparat foarte cunoscut în întreaga lume. Avem nevoie de făină, apă, sare, drojdie și ulei de măsline pentru a obține un aluat foarte pufos. Îl vom întinde pentru a obține un blat perfect și apoi vom pregăti, și cred că v-ați dat seama deja, o pizza. Haideți să o coacem la o temperatură mare și o vom folosi pentru a înțelege mai bine clasificarea fracțiilor. Cu pizza astfel obținută, cu siguranță, veți înțelege mai bine această lecție. În primul rând, haideți să vedem ce fracție avem reprezentată aici. Haideți să vedem câte părți egale s-au format în momentul în care am tăiat această pizza în mai multe felii. Și avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 felii egale. Asta înseamnă că fracția corespunzătoare este 8 supra-8. Totodată, observăm că vorbim de o pizza întreagă. Asta înseamnă, de fapt, că această fracție este egală cu un întreg. De aceea, fracția dată este o fracție echiunitară. Dacă numărătorul este egal cu numitorul, atunci fracția respectivă este echiunitară. Dar ce se întâmplă când luăm o felie de aici? În primul rând, ce fracție vom obține? Păi nu mai avem toate cele 8 felii. Am rămas cu 7 felii din 8, asta înseamnă că fracția este 7 supra-8. De asemenea, observăm că avem mai puțin de un întreg. Asta înseamnă că această fracție este de fapt o fracție subunitară. Încă o dată, atunci când numărătorul este mai mic decât numitorul, fracția dată este subunitară și este mai mică decât un întreg. Însă, pentru că pizza este foarte apetisantă, observăm că o pisică pofticioasă a venit și ea să vadă despre ce vorbim. Ea nu se poate abține și de aceea fură și ea o felie din pizza pregătită de noi. Cu ce fracție vom rămâne în cazul acesta? Păi dacă a mai luat o felie din cele rămase, observăm că fracția corespunzătoare este 6 supra 8 și, de asemenea, această fracție este o fracție subunitară pentru că este mai mică decât un întreg și numărătorul este mai mic decât numitorul. Dar dacă vom avea mai multe pizza, oare ce se va întâmpla? Și haideți să analizăm aceste situații. Ne uităm mai întâi. În partea stângă, stați să scriu mai să fac mai apăsat și apoi ne uităm în partea de sus. Ce observăm este că avem două tăvi cu pizza și o singură pizza a fost împărțită în una două, 3 4 5 6 părți egale. Și atunci, haideți să vedem în primul rând ce fracție corespunde acestui desen. Aici este o greșeală frecventă pentru că voi considerați că aveți o fracție cu numitorul 10, pentru că vă gândiți că aveți 10 felii, și atunci unii elevi consideră că au fracția 10 pe 10. Acest lucru nu este corect, pentru că dacă noi vrem să scriem fracția corespunzătoare a acestui desen, trebuie să vedem un întreg în câte părți egale a fost împărțit. Și atunci ne observăm că o pizza a fost împărțită în 6 părți egale. Asta înseamnă că numitorul obligatoriu este 6. Și acum, haideți să vedem. În partea de jos, în partea cu verde, câte felii am considerat eu în total? Și observăm că avem 6 unde pizza este întreagă și încă 4 unde în desenul de mai sus. Asta înseamnă că avem 10 felii de pizza. Ceea ce înseamnă că numărătorul este mai mare decât numitorul. Și, în acest caz, fracția este supraunitară și este mai mare decât un întreg. Dacă ne uităm la desen, observăm că acest lucru este într-adevăr adevărat, pentru că eu am mai mult de o pizza. Eu am o pizza întreagă plus alte felii. Din acest motiv, fracția dată este supraunitară pentru că este mai mare decât un întreg. Mergem acum în partea de sus să vedem în primul rând ce fracție avem, așa că haideți să numerotăm aceste felii. Avem 1 2 3, stați să schimb culoarea. 1 2 3 4 5 6 7 8, la fel și aici numerotăm. Și atunci, pentru că o pizza a fost împărțită în 8 părți egale, numitorul este 8, iar la numărător observăm că avem 8 felii din pizza întreagă plus încă 6 din pizza de mai sus, așa că vom avea fracția 14 supra 8. Pentru că avem mai mult de o pizza, adică mai mult de un întreg, fracția dată este o fracție supraunitară și putem să observăm că numărătorul este mai mare decât numitorul. Haideți să mergem mai departe și să rezolvăm împreună un exercițiu. Determinați numărul natural x pentru care fracția 9 supra x plus 4 este supraunitară. Haideți să vedem cum facem asta. Păi ce am spus că înseamnă o fracție supraunitară? Este acea fracție în care numărătorul este mai mare decât numitorul. Asta înseamnă că x plus 4 trebuie să fie mai mic decât 9. Și acum haideți să-l aflăm pe x, îl scădem pe 4 și atunci în membrul stâng rămânem doar cu x, care va fi mai mic decât 9 minus 4 și atunci obținem că x este mai mic decât 5, însă x este un număr natural, de aceea obținem că x poate lua valorile 0, 1, 2, 3 și 4. Și dacă nu mă credeți, haideți să vedem dacă înlocuindu-l pe x cu valorile pe care le-am obținut, într-adevăr vom avea fracții supraunitare. Și avem prima fracție, 9 supra 0 plus 4 este 4 și observăm că avem o fracție supraunitară sau 9 supra 1 plus 4 și avem 5 sau 9 supra 6. 9 supra 7 și 9 supra 8 și observăm că într-adevăr toate sunt fracții supraunitare. Mergem mai departe să stabilim dacă fracțiile date sunt supraunitare, echiunitare sau subunitare. Haideți să facem primul exemplu. Avem 2 la puterea 146, supra 4 la puterea 73. Pentru a vedea cum este numărătorul față de numitor, trebuie să ajungem la o formă asemănătoare. De aceea, pe 4 de la numitor îl putem scrie cu ajutorul lui 2, și anume avem 2 la puterea a doua, totul la puterea 73. Și acum vă reamintesc că atunci când ridicăm o putere la o altă putere, trebuie de fapt să înmulțim exponenții, așa că vom avea 2 la 146 supra 2 la puterea 2 ori 73. Și vom obține 2 la puterea 146 supra 2 la puterea 146. Și pentru că numărătorul este egal cu numitorul, observăm de fapt că fracția dată este o fracție echii unitară. Mergem mai departe la punctul B. Avem 2 la puterea 150, Supra 3 la puterea 75. Cred că este clar că nu mai avem cum să mai transformăm bazele și atunci trebuie să lucrăm la exponenți. Și observăm că 150 are o legătură mare cu 75 și anume îl putem scrie pe 150 ca 2 ori 75. Haideți să vedem la ce ne ajută acest lucru. Avem 2 la puterea 2 ori 75 supra 3 la puterea 75. Și pentru că noi știm că înmulțirea de la exponent vine de fapt de la o ridicare la putere, putem să scriem de fapt ca 2 la a doua totul la 75 supra 3 la 75. Și dacă vom calcula cât este 2 la a doua, obținem 4 la puterea 75 Supra 3 la puterea 75 și observăm că numărătorul este mai mare decât numitorul. 4 la 75 este mai mare decât 3 la 75. Asta înseamnă că fracția dată este de fapt o fracție supraunitară. În concluzie, 3 2 la 150, supra 3 la 75 este o fracție supraunitară. Și în final, știai că pizza margherita a fost denumită astfel după o regină italiană? Într-o zi, din anul 1889, regina Margherita di Savoia a vizitat pizzeria Brandi din Napoli. Bucătarul Rafaela Esposito a creat o pizza în trei culori, culorile steagului Italiei, roșu, alb și verde topping-ul fiind format doar din suc de roșii, mozzarella și busuioc. Încearcă și tu să aplici ce am învățat astăzi. Determinați x astfel încât fracția 2x în baza 10 plus x3 în baza 10 supra 45 să fie ech unitară unde numerele 2x, x3 sunt scrise în baza 10. Sper că a fost util clipul de astăzi și vă doresc mult spor la învățat în continuare.